Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, emisiunea de promovare electorală. Sunt Adrian Simon, sunteți împreună cu mine și invitatul meu în studioul Capital TV, domnul Paul Țoța, candidat pro-România pentru Consiliul Local Deva, funcția de consilier local. Bună ziua, domnule Țoța, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag. Este spațiul nostru de promovare electorală. Noastră candidați din partea Pro-România, așa cum am mai spus, pentru funcția de consilier local, dar astăzi pe poziția 5 la, pe lista de consilieri. Cum de ați acceptat poziția 5 și de fapt care este adevăratul motiv pentru care sunteți pe lista de consilieri locali ai Partidului Pro-România? Pentru că înainte de emisiune mi-ați spus că aveți un motiv bine întemeiat. Da, așa este. Așa cum am mai mărturisit și în, cu alte ocazii și în alte emisiuni, eram mai mult decât hotărât să nu candidez deloc de acum înainte, pentru că am candidat independent de două ori, în 2008 și în 2012, pentru funcția de consilier local la Deva. Nu am reușit să intru în Consiliul Local pentru că nu avusesem pragul de 5% atunci, dar avusesem de fiecare dată un număr aproximativ constant de alegători, și anume undeva peste 300. Dar cu toate acestea, știind că sunt totuși 300 de oameni care rezonau cu ceea ce propuneam eu, și anume un consiliu local curat, oameni cinstiți, indiferent cât e, să zicem, un om cinstit, mergeam pe ideea, da? Un om cinstit dacă e acolo, până la urmă tot e mai bine decât să fie toți necinstiți. Însă se pare că la momentul ăla am rezonat doar cu 300-350 de oameni. Ulterior, fiind dezamăgit total de ce se întâmplă în politica românească, și anume faptul că apar tot felul de persoane care dau dovadă mai mult de demagogie decât de seriozitate, m-am hotărât eu pe mine și am zis că chiar nu vreau să mă mai implic deloc. Până când, acum de curând, m-am intersectat cu Mihai Mica și îl știam de când realizam emisiunea la televiziune, pentru că trebuie să le spun telespectatorilor că 5 ani de zile, din 2009 până în 2014, am realizat emisiuni de radio și televiziune în Deva și la nivel regional. Și atunci era, în acea perioadă, Mihai Mica, candidatul nostru la primărie, era administrator public al Devei și veni la mine într-o emisiune. Printre altele proiecte ce mi le prezenta el, că era un derulare, atunci am aflat că scria proiecte europene, i-am spus așa într-o doară, zic: Mihai, dar vă tot gândiți drumuri, dar la bicicliști nu vă gândiți. Zice: uite, acum scriu un proiect și îți promit că o să pun și pistă de biciclete acolo. Nu știm ce va fi, cum va fi, pentru că nu hotărăsc eu singur, trece prin consiliu, este un aparat acolo în primărie care hotărăște, dar uite, promit că în momentul în care am ceva concret, vin și ți-arăt. Vă dați seama că aveți foarte multă experiență în televiziune, poate mult mai multă decât mine, și știți că politicienii vin, promit una, dar spun că o să vină și o să-ți arate, dar trece campania și la revedere. Nu era în campanie electorală atunci. El era administrator public până la urmă, o funcție numită, și după ce s-a realizat proiectul și era în starea de implementat, mi-a spus: uite, haide, te rog să vii, să vezi, uite, unde am stabilit, unde vor fi pistele de biciclete. Și mi-a prezentat, mi-a arătat și am zis: Mihai, ce să zic, felicitări, bravo, ești primul politician care într-adevăr promite o chestie și vine și o arată făcută, realizată pur și simplu practic. Din domeniul ăsta mă refer al utilităților în localitate, pentru că drumurile până la urmă țin de utilități. După aceea ce s-a întâmplat, aflând că Mihai vrea să candideze, zic: Mihai, uite, vreau pe tine, vreau să te susțin. Și zice: bine, atunci hai alături de mine. Cum adică alături de tine? Zic: cum, în campanie sau cum alături de tine? Să te votez? Nu, mai uite, zice, eu vreau să-mi fac o listă de consilieri, oameni care apreciază corectitudinea și s-au săturat de minciuni și de promisiune aiurea, și uite, vreau să fii alături de mine pe lista de consilieri. Și zic: bun, cât zic că m-ați întrebat de ce poziția 5? Zic:
Câți consilieri crezi tu în momentul ăsta? Era undeva cu două săptămâni înainte de alegeri. Câți consilieri crezi tu că o să aibă partidul tău maximum? Deci dacă atingeți... Deci undeva la patru. Zic, bine, te rog, pune-mă pe poziția 5. Atunci. De ce? Să înțeleagă, nu vreți să fiți local. Haideți să vă spun care-i motivul. Niciodată nu am mers pe ideea de a mă zbate pentru funcții. Din experiența de realizator, știu ce se întâmplă în discuțiile din spatele partidelor politice, și anume că în fiecare partid există oameni care au pus suflet la fundarea politică a partidului. Și atunci, din experiența de independent, știu că în calitate de independent, oamenii se uită la organizația politică care te sprijină. Asta a fost și unul dintre motivele pentru care mulți nu m-au ales. Mergeam pe stradă, vorbeam cu oamenii când ne-am independent și spuneam, domnule, te apreciez, ești ok, dar îmi pare rău, nu am garanția că ai un partid în spate care să poată să te susțină la o adică. Pentru că tu vrei, nu știu, să faci un lucru extraordinar de bun, dar care deranjează, poate, nu știu, vrei să faci un părculeț, da? Într-o zonă în care poate deranjezi un mare afacerist sau știu eu ce chestiune vrei tu să o faci acolo. Sau pur și simplu vrei să faci o chestie bună și alții vor de fapt să meargă rău, că sunt și oameni buni și oameni răi, dar problema mare e indiferența oamenilor buni, zic eu. Ei, și atunci mi-am dat seama că e nevoie de un partid. Și dându-mi seama că Mihai are echipa lui, are anumite... Nu am vrut eu să vin cu două săptămâni înainte de alegeri. Uite, domnule, am venit, gata, puneți-mă eu fără poziție. Și chiar mi-a zis Mihai, ce uite, ce interesant că toți vin și vor poziția 1, 2, 3, așa, și tu zici că vrei poziția 5. Și eu i-am spus, Mihai, uite, m-aș bucura dacă oamenii ar înțelege ce am înțeles și eu, faptul că ești un om corect. Asta se demonstrează în timp. Mie mi-a demonstrat acum, va trebui să o demonstreze și restului populației. Și lucrul ăsta eu vreau să-l susțin. Și dacă rezonează cu proiectele mele, și mi-a zis că rezonează, și o să vă și spun ce mi-aș dori eu să se întâmple în DEVA, mai ales în domeniul educației și nu numai, pentru că eu mă zbat de niște ani pe anumite principii, și mi-a zis că rezonează și trebuie să ne zic, bun, dacă tu duci principiile mai departe și vei fi același om care ești, nu am niciun motiv să-mi doresc eu să fiu în funcție. Până la urmă așa ar trebui să gândim ca și cetățeni. I-am mai mărturisit lui Mihai și sunt datele, se pot verifica și pe site-ul autorității electorale. Eu am avut undeva peste 300 de voturi. Nu mi s-ar fi părut corect să fiu eu pe poziția întâi, dar la un partid pe cum Pro-România, partid parlamentar, cu oameni în spate, cu așa, eu un om care până la urmă nu aș fi reușit din poziția de independent, nu, să ajung acolo. Și v-am spus, dacă deveni fac onoarea să voteze Pro-România într-un procent mare și să ajung și eu acolo în Consiliul Local, le garantez că o să mă zbat Cu toată forța mea pentru orașul ăsta. Și dacă nu, și vor fi doar colegii mei, mă voi zbate în continuare pentru a-i trage de mânecă pe colegii mei să facă ce au promis, pentru că și-au luat o sarcină destul de dură, spun eu. Corect. Adică în ideea în care vor avea și consilierii în Consiliul Local și eventual poate și un primar, vor trebui să țină de promisiunile făcute. Da, acum știți cum e, chiar vă auzeam pe masă într-o emisiune că spuneați că sunt foarte mulți candidați la primărie, că sunt 13 și părerea dumneavoastră era că ar trebui să fie mai puțini. Acum, eu permiteți-mi să vă spun că... Nu, părerea mea nu era că ar trebui să fie mai puțini. Cel puțin asta am înțeles eu. Cred că era legată de dezbaterea celebră care a avut și... De dezbaterea celebră și că n-ar trebui chema... Eu am spus că n-aș chema la o... dezbatere pe toți, i-aș chema pe principalii. Dar mă rog, haideți să vă spun părerea mea și de ce cred totuși că e bine să meargă toți și de ce cred eu că au făcut o greșeală cei care nu s-au dus la acea dezbatere. Nu poți să vii în fața oamenilor, să spui că tu te oferi pentru o demnitate publică, până la urmă să-i reprezinți, și să nu te prezinți la dezbatere pe motivul că, domnule, eu stau foarte bine în sondaje, sunt cel mai tare și pe mine nu mă interesează ceilalți. Sau invers. Eu am șanse foarte mari, eu discut doar cu primii 3-4, că restul nu mă interesează. Cetățenii, până la urmă, sunt cei care aleg. Acum, haideți să fim serioși. Sondajele de opinie au mai dat rateuri de-a lungul timpului. Adică ați văzut candidați care stau foarte bine în sondaje și după alegeri erau la un sfert din scorul din sondaj. Întâmplarea face că chiar am avut de-a face și am lucrat o perioadă destul de scurtă și în domeniul sondajelor și știu cum se fac.
Se alege un eșantion, pe eșantionul respectiv se pun niște întrebări. Ideea unui sondaj este că eșantionul ales în așa fel este ales după metoda statistică, astfel încât el reprezintă întreaga populație. Problema unde apare? Aceste sondaje sunt comandate în general de părți interesate, partide politice sau media interesată de o anumită grupare. Zic, de stânga, de dreapta, politică, de centru, în fine. Și în momentul în care tu comanzi un sondaj, el are mai mulți item, mai multe întrebări. Dacă ție-ți convine o anumită întrebare, faci contract dinainte, deci, cu Institutul de Sondaj și acolo spui, publici doar ce îți cere cel care a comandat sondajul. Și atunci mie se zice, nu știu, poate apare într-un sondaj că țoța, nu știu, are o popularitate de nu știu cât la sută. Și în restul întrebărilor, de exemplu, dacă l-ați votat pe Paul Țoța, poate ar arăta că nu l-ar vota, da? Mie îmi convine întrebarea cu popularitatea. Și atunci pe acea întrebare o public. Mai este o chestiune. Se mai fac și sondaje la un anumit interval de timp, barometre. Ei, la acele sondaje, de asemenea, se poate întâmpla ca la un moment să ieși bine. Și atunci asta e lupta între forțele politice, între partide. Demonstrații fiecare... de forță. Da, uite, eu acum am 50%. De asta zic eu că singurul nostru indiciu în ce ați spus asta, că am putea să catalogăm candidații, ar fi acesta. Dacă am merge, că m-ai citit pe internet păreri ale oamenilor care spuneau, domnule, hai să mergem pe cele două partide mari, PSD, PNL și atât. Păi, atunci haideți să facem unul mare USL și la revedere și asta este. Păi nu, că nu-și doresc în momentul ăsta. Păi... Nu mai vor să... Gata. De asta zic eu că prorocia... Nu mai e nici frumoasa din pădurea adormită pe acolo, nu? Gata. Îmi pare rău că se ia în derizoriu partea asta de... Să știți că viața politică a unei societăți este, eu așa cred, este oglinda societății respective și a zonei respective. În momentul în care faci caterincă de-a dreptul, de dreptul omului de a alege și oferta politică este doar așa, numai hai să ne aflăm în treabă, că acum e momentul, dă bine dreapta, hai să o ardem cu dreapta, dă bine stânga, hai să o ardem cu stânga, nu știu, eu zic că e o bătaie de joc și de asta nu e de mirare că oamenii s-au săturat. Eu cred că Pro-România este într-adevăr alternativa și la stânga și la dreapta. De ce? Chiar dacă am intrat de scurt timp în acest partid, să știți că am văzut oamenii de acolo. Sunt niște oameni cărora poți să le spui verde în față lucrurile. De asta apreciez și numai pe Mihai Mica, ci și pe ceilalți candidați. M-am văzut că ați avut aici în studio și pe Ovidiu Proiescu, pe care cunosc și suntem prieteni de mult timp. El este pe poziția 2 la consilieri locali. Și sunt oameni care nu se supără. Le spui, domnule, uite, ce ai spus acolo, e o aberație, uite, să-ți arăt, tehnic, ai greșit. A, cu scuză, mă, mai citesc, ok, și după ce citești, ce da, așa este. Cam ăștia trebuie să fie oamenii care să nu știu, să conducă destinele unei localități. Problema este că cetățenii, de rând fiind, ne uităm la cel care strigă mai tare. Am observat o problemă în imaginea lui Mihai când mergeam cu el pe stradă în campanie și anume, lumea nu-l cunoaște. Și eu cum îmi explic treaba asta? Mulți se întrebau, mirați, dom'le, dar dumneavoastră ați scris acest proiect? Da, eu l-am scris, e extraordinar, nu știam. Și explicația următoarea. De-a lungul timpului am văzut foarte mulți profesioniști în diverse domenii. În economie, în inginerie, în drept, în educație. Foarte puțin dintre ei și-au dezvoltat și abilitățile de comunicare. De ce? Pentru că în școală, și aici o să trec și la domeniul meu, la domeniul educației, în școală, în general, te învață să înveți ce ți se spune, să fii foarte bun, să studiezi, să te dezvolți. Cei mai buni din domeniul ăsta devin specialiști în domeniile lor. Și foarte puțin se dezvoltă această abilitate a comunicării. Sunt puține discipline care dezvoltă asta. Și atunci apare următoarea problemă. În momentul în care acel specialist este foarte bun într-un domeniu, așa cum a fost, de exemplu, Mihai în proiecte europene, nu auzeai de el, pentru că omul nu se lăuda, era modest, își vedea de lucru. Și apăreau politicienii care, într-adevăr, giraseră pentru Mihai că îl puseseră în funcția respectivă și spuneau, în timpul mandatului meu s-a realizat asta. Lumea zicea, domnule, în timpul mandatului primarului cutare sau în timpul mandatului consilierului local cutare. Și de asta zic eu că e important, până la urmă, să arătăm și... Adică și-asumă alții munca lui. Nu neapărat că își asumă, pentru că
De exemplu, da, eu fiind profesor într-o școală, dau un exemplu, sau realizator într-o emisiune la televiziune, eu fac tot ce pot ca să crească organizația respectivă. Dar eu cred că ar trebui puțin să spunem lucrurilor pe nume și să arătăm și cine este în organizația respectivă și de ce un anumit timp sub o anumită conducere merge bine și după aceea nu mai merg lucrurile, pentru că poate mai pleacă din specialiști. Dar care ziceți dumneavoastră că e cel mai cool, ca să spun așa, proiect al lui Mica implementat la DEVA? Păi sunt mai multe. Proiect implementat, deci nu scris, este Colegiul Tehnic Energetic. Dacă nu ați văzut Colegiul Tehnic Energetic, eu aș propune să-l vedeți. E un liceu dotat la standarde europene de top și credeți-mă, am făcut o serie de emisiuni, Studiați în Europa, se numea emisiunea pe care am derulat-o în perioada 2010-2014 și am fost în școli și universități de top din Europa, din Marea Britanie, din Austria, din Franța, din Ungaria și vreau să vă spun, din Turcia, și vreau să vă spun că ca și dotări este comparabil. A fost un proiect la care Mihai a lucrat la implementarea lui, nu la scrierea lui. La scrierea lui au fost alți oameni care s-au zbătut foarte mult și nu aș vrea să le dau numele pentru că nu vreau să implic și nu cred că își doresc să fie implicați în campanie electorală, dar și nu știu ce coloratură politică au, nici nu contează. Eu zic că nici nu ar trebui să ne intereseze până la urmă atât de mult coloratura politică, ci ceea ce știe să facă un om. Eu zic că ăsta a fost proiectul implementat de top. Un alt proiect pentru care s-a zbătut știu că a fost Cetatea Devei. Și un alt proiect care e la sufletul meu pentru că sunt tăticul unei fetițe de 6 anișori, este Piața Aras. Deci cu atâta drag merg copiii acolo în piață și se joacă la fântânile alea arteziene și așa, încât nu poți să nu te bucuri de faptul că există ceva la nivelul ăsta. Vreau să vă zic că eram realizator de emisiuni în timp ce se construia acea piață și erau tot felul de voci de astea așa de cârcotași care numai sunt cu gura mare, dar nu, când îi pui să facă ceva, tot timpul se trag în spate și spuneau, domnule, e prea futurist proiectul. Arată ca în filmele SF. Păi și ce are? Stăm în anul 2020. Nu stăm în 1920. E normal să arate bine și e normal în momentul în care s-au investit niște bani să se facă lucrurile cum trebuie. Avantajul acestor proiecte europene la care a contribuit Mihai și din câte am înțeles este vorba de peste 10 milioane de euro bani atrași prin proiectele la care a și contribuit Mihai. Mihai, eu zic că este un tip foarte corect și pentru faptul că a recunoscut că nu a lucrat singur la aceste proiecte, că a avut o echipă. Dar ideea este, vedeți dumneavoastră, și cine este în fruntea unei echipe. Că oameni buni sunt peste tot. Eu am întâlnit și în televiziuni și la școală. Sunt oameni buni. Și în clasele de copii. Sunt copii buni, există copii buni și copii răi. Ideea este cum reușești să gestionezi grupul acela de oameni. Și eu zic că Mihai a reușit. Acum, ce vreau să vă spun, nu pot să garantez pentru nimeni, de multe ori nici pentru propria persoană nu pot să garantez ce se va întâmpla. Însă, eu cred că am ajuns la un moment de lehamit în societatea românească încât apare riscul ca indiferența să fie mai periculoasă decât răutatea oamenilor răi. Și de asta fac un apel la locuitorii Devei să meargă totuși la vot, chiar dacă este o perioadă de pandemie și vă spun sincer, părerea mea este că nu avem ce să caute aceste alegeri în această perioadă. Acum, nu știu, da. Nu, dar acum haideți să spunem lucrurile pe nume. Deci, deschidem școlile. Ok, și eu sunt unul dintre oamenii care cred că, într-adevăr, educația față în față este number one. De ce? Am și un canal de YouTube pe care explic mai multe lucruri legate de educație și în această vară, când au apărut acele dezbateri, ce ați vrea, educație online, educație la școală, explicam că educația are trei forme. Este formală, non-formală și informală. Educația formală înseamnă că ești formalizat, ai un sistem, este educația în general de la școală, stai în bancă, ascunzi, se transmite, comunici. Educația non-formală, în stilul tău înveți. De exemplu, nu știu, repari un aparat, faci un experiment de chimie în bucătărie, combini niște elemente. Și educația informală, citești o carte, urmărești un film pe YouTube sau la televizor, online urmărești anumite materiale. Dar vedeți, nu poți să faci educație formală
la ideea standard de formalizare acasă. Pentru că în momentul în care lucrezi acasă, bineînțeles că este tendința foarte mare de non-formal. Omul ar vrea să stea liniștit, întins în pat, nu, fiind acasă și nu mai poți să înveți anumite discipline. Vedeți, de exemplu, matematica nu se poate învăța stând cu picioarele pe pereți. Corect. Sau în parc pe o bancă, trebuie, ai nevoie de o foaie, trebuie să scrii, să calculezi, fizica la fel. Deci sunt anumite discipline. Da, la literatură poți să citești o carte în parc, dar poate că dacă faci un exercițiu la gramatică, la fel ar trebui să fii la masă. Deci aici e o mare problemă și eu de asta ziceam, cred că ar trebui deschise școlile, într-adevăr. Dar trebuie să țină cont și de siguranță și de sănătatea oamenilor. Sunt foarte mulți profesori cu probleme de sănătate. Cine își asumă responsabilitatea în care unul din profesori se îmbolnăvește sau, Doamne ferește, decedează din cauza contactării unei boli? Poate nu neapărat un om cu comorbidități. Ah. Da? Deci poate să contacteze, nu, coronavirus și un om fără, deci nu știu. Vreau să fiu cinic, domnul Tuța, dar mai e o vorbă, riscurile meseriei. Așa este, dar bineînțeles că e riscul meseriei. Dar riscul meseriei, vedeți, apare în felul următor. Îmi pot eu asuma responsabilitatea că chem un copil la școală care normal că e tentat, abia așteaptă să-și vadă colegii, să participe la ore, da? Îl chem la școală, îl tentez, îl momesc cu chestia asta și eu nu sunt pregătit din punct de vedere al siguranței, din punct de vedere al sănătății. Îl supun un risc, fiind că este un risc foarte mare. Deci suntem la mii de cazuri pe zi și e un risc foarte mare. Eu știu, apar tot felul de cetățeni care se apucă și critică faptul că a fost închisă școala în momentul în care s-a auzit că e un virus foarte periculos. Păi ce să faci? Dacă e un pericol biologic, acum să ne ierte Dumnezeu, dar sănătatea e cea mai importantă. Poți să riști? Bun, alții spun că e o păcăleală. Bun, o fi o păcăleală, dar haideți să găsim niște metode. Au apărut tot felul de... Eu cred că, și vă rog să mă scuzați că vă întreb, eu cred că... Deci să găsim metode să ne ferim. Asta să ne ferim, dar nu știu dacă oamenii se mai feresc atât de mult, cel puțin astăzi, pentru că altfel n-ar fi acest număr mare de infectări zilnic. Dacă mergeți în parcuri, o să vedeți fără nicio problemă copiii se joacă unii cu ceilalți, pe stradă vedeți și noastră ce se întâmplă, la terase, în restaurante, la fel vedeți ce se întâmplă. Adică e mai mult un afară-i vopsit gardul și înăuntru-i leopardul, ne prefacem că ne ferim, foarte mulți dintre noi. Dacă mergeți în locurile de joacă de la țară, cel puțin, o să vedeți că acolo copiii n-au nicio treabă și zilnic sunt raportate cazuri și din comuna cu tare și din comuna cu tare și din orașul cu tare și așa mai departe. Da, am discutat și eu cu oameni care într-adevăr au ajuns la nivelul de neîncredere, cum spuneți dumneavoastră, și asta s-a întâmplat din cauza unui comportament constant al autorităților. Adică tu în momentul în care spui, domnule, e dezastru, murim, nu știu, și după aceea, dintr-o dată, faci alegeri, de exemplu, da, bun, deschidem școlile, facem, numai că lumea zice, nu, stai că e o glumă. Păi, dacă facem alegeri și mergem în campanie electorală, păi atunci o fi o glumă, domnule, mergem și noi în parc, e normal, nu? Adică, nu știu, dacă mă trimiți la serviciu și haideți să fim și corecți. Am discutat cu câțiva prieteni medici și mi-au explicat în felul următor, că bolile virale, în general, se împrăștie mult mai rapid la serviciu. În momentul în care stai într-o încăpere închisă, un număr mare de ore, e mult mai ușor virusul decât dacă stai 10 minute, 5 minute, mergi la un magazin, ai cumpărat, ai plecat. Și atunci riscul apare mai mare. Aici e problema mare. Că ei merg în parc, ok, în aer liber, se joacă, sar, sunt copii, ce vrei, acum să ne ierte Dumnezeu, copilul învață prin joc. Da. Deci povesteam de învățământ non-formal. Ei așa învață, se joacă de-a directorul de firmă, de-a aviatorul, de-a, nu știu, cosmonauții, se joacă, să știți că se joacă. Acum, problema mare este să nu îi rupem de la cea joacă și să-i băgăm să stea numai pe calculator și pe monitor. Eu cred că
Totuși o soluție ar fi testarea, dar auzeam tot felul de nebunii în această vară și auzeam lucruri de genul, domnule, hai să-i luăm cu forța să-i testăm sau hai să-i testăm pe stadioane sau, și mă gândeam la chestia la naziste, că îi ducea doctorul Mengele și testa pe amărâția aia acolo prin lagăre. Și mă îngrozesc pentru că există sisteme medicale, se poate face testarea. Am întrebat un prieten din Germania, de exemplu, cum au rezolvat ei problema testării într-un land acolo. Și el a spus în felul următor, că cei care conduceau landul respectiv au dat o sumă, prin luna aprilie, au dat o sumă unor clinici. Și ce s-a întâmplat? Există acest test PCR și mai există testul pe anticorpii specifici, imunoglobuline, două tipuri de imunoglobuline, în fine, mi-a explicat omul respectiv, nu vreau să intru în detalii, nefiind medic, nu vreau să intru în detalii tehnice. Dar, ideea e în felul următor. Acele analize erau niște indicatori. Nu erau 100% sigure și au zis așa, testăm 3 săptămâni la rând. Toată populația care își dorește și le trimite acasă. Dumneavoastră, cetățean, sunteți locuitor, lucrați acolo, asigurare nu știu de care, dacă sunteți de acord, noi v-am rugat să luați legătura cu medicul dumneavoastră de familie în interval locutare. Medicul programa, se ducea, îi lua sânge, vedea acolo dacă e vreo problemă, dacă era vreo problemă, îl trimitea la testul PCR și vedeau este sau nu este, are probleme. Și așa au reușit să izoleze focarele, să-și facă o idee. Problema este că, vedeți, era acea știre că au cumpărat pe la noi, cumpăraseră niște aparate și n-aveau substanțele, acele substanțe, indicatori sau cum se numesc. E o mare problemă asta, adică în momentul în care gândești un lucru și îți dorești, atunci normal, e specialistul, întrebi, nu știu, așa văd lucrurile. Și atunci nu poți să spui că nu e riscant, cum spuneți noastră, riști, normal, ai ieșit pe stradă, riști, se poate întâmpla orice, dar... Na, nu riști, nu câștigi, ok, dar nu putem risca în momentul în care știm că sunt șanse foarte mari să se întâmple un necaz, o nenorocire. Aș vrea să revenim la emisiunea de promovare electorală și să... Nu știu, eu zic că are legătură și cu campaniile electorale și cu tot ce se discută în politică, pentru că vedeți, acum în campanie electorală parcă s-a trecut așa, nici nu mai contează, nu mai există viroze, începerea școlii e așa o chestie mai mult de poveste, hai să nu intrăm în subiect. De ce să nu intrăm? E o temă. Să știți că ne-au spus, am mers cu Mihai Mica pe străzi și ne-au spus oamenii, domnul Mihai, vă rugăm, dacă veți fi primar, faceți cumva să ne scăpați de măști. Faceți cumva, nu știu, găsiți o posibilitate, că nu mai putem. Ne arătau oamenii că de la măștile respective făcuseră bube de-a dreptul pe față. Și, deci, e o problemă, aia îi doare pe ei. Tu degeaba le spui, bun, eu vreau să vă fac, nu știu ce, drum, spital. Păi da, ne trebuie spital, dar uite, nu mai putem. Nu știu dacă primarul poate să-i scape de măști. Păi asta e problema, că... Doar un singur om nu poate, ci doar poate să vină cu soluții de genul ce vă spuneam eu, cum făcuse acela de care vă dădeam exemplu din Germania cu nu știu, finanțarea unor testări în masă, dar bineînțeles nu așa, că vin ei cu forța, ei analize pe scara blocului, nu știu, mi se pare că se încalcă niște drepturi. La fel și faza asta cu obligarea să mi se administreze nu știu ce medicament, o nebunie, adică sunt niște drepturi, Doamne iartă-mă, avem o pandemie, asta nu înseamnă că gata, se anulează toate legile țării și Constituția. Nu știu, eu cred că în această perioadă foarte sensibilă și cu risc de sănătate, de îmbolnăviri, eu zic că ar trebui să fie niște oameni conștienți și corecți, care să nu gândească ca niște roboți și să fie oameni și umani și să înțeleagă de fapt că oamenii mai trebuie să treacă de această pandemie și cu mintea normală. Pentru că dacă presăm foarte mult populația și ținem foarte constrânși și tot speriați și tot, s-ar putea întâmpla și să apară probleme psihice, Doamne, Doamne ferește. Pentru că așa se întâmplă, da, în situații de genul ăsta. Și atunci revin. De ce ar trebui devenii să voteze Mihai Mica la primărie și lista de consilieri locali pro-România? Pentru că atunci când a fost administrator public și a avut șansa să arate ce poate să facă, s-a implicat în conducerea localității, nu a fost un tip care să se bată cu pumnii în piept și să se certe cu colegii din primărie și din consiliul local. În ideea, eu am făcut eu așa, că nu s-a mai putut. Și-a dat demisia și a văzut, domnule, decât să ne certăm, mai bine, uite, renunț și la revedere. Mie asta mi-arată modestie și faptul că nu se prinde cu
ghearele de o funcție, lucru care ne cam lipsește în România, că era o caricatură la un moment dat pe internet cu ce se întâmplă în democrațiile occidentale cu tradiție, era arătat așa un scaun, vine funcționarul, stă pe scaun 4 ani, 8 ani, pleacă, vine următorul. Ce se întâmplă în România? Vine funcționarul, stă pe scaun 4 ani, după 4 ani cresc rădăcini, după încă 4 ani mai cresc rădăcini, și lui și după 20 de ani scaunul devine una cu politicianul și da. Ei, aici este, eu zic, atitudinea și ar trebui să învățăm că până la urmă cetățenii au dreptul tot la 4 ani să schimbe, nu te mai vrea lumea, ok, mulțumim, la revedere, asta este și lași pe altul. Adică, nu știu, eu consider că niciun om nu e de nelocuit și n-ar trebui să ne prindem cu ghearele de funcții. Ce probleme sunt în Deva și de ce cred eu că ar fi nevoie de Mihai? Păi, în primul rând, eu zic că e nevoie de fonduri europene, chiar dacă, într-adevăr, am înțeles că și în momentul de față sunt în stadiu de aprobare sau de derulare proiecte europene, e foarte în regulă, însă eu cred că e nevoie de specialiști cât mai mulți în fruntea administrațiilor locale în proiecte europene, oameni care au lucrat cu fonduri europene, pentru că din câte am înțeles de la Mihai, derularea unui proiect european este destul de complicată și implementarea lui. Deci nu ajunge numai am scris proiectul, am primit banii, trebuie și bine gestionat. Și atunci în momentul în care un om precum Mihai ar ajunge în primărie sau în consiliul local, ar avea un cuvânt de spus acolo, astfel încât să-i trezească pe consilieri la realitate în momentul în care votează. Nu doar să ridice mâna, ca așa a spus liderul de grup sau președintele partidului din care fac parte. Pe mine personal mă mai doare o chestie în Deva, spitalul de la Deva de copii, secția de pediatrie. Nu știu, sper să nu aveți niciodată nevoie să ajungeți în secția de pediatrie, dar e o mare problemă. Bine, am înțeles, e în patrimoniul Consiliului Județean, asta este, e în subordinea dânșilor, dar ce îmi spunea Mihai, ce proiect are el pentru spital, cum s-ar putea totuși face lucrurile astfel încât să nu construiește altul? Că au venit contracandidați care spuneau că, de lui Mihai, care spuneau că, ok, noi dărâmăm spitalul ăla și mai facem un spital, sau lăsăm spitalul ăla cum e și mai facem unul municipal. Problema lui Mihai era următoarea. Deja spitalul are angajați, deja bugetul este, da, numărul de angajați din spital poate este puțin, dar ca și număr de paturi sau ce ar fi acolo, ar putea fi în așa fel reglat la spitalul existent, cu condiția ca să se ofere condițiile tehnice și de amplasament sau ce ar trebui, astfel încât el să funcționeze cum trebuie. Și atunci, idealul Mihai era așa, de ce să distrug spitalul care există sau să mai fac încă unul, să vin cu alte cheltuieli, cu alți angajați, cu altă poveste, cu alte costuri, în momentul în care aș putea să fac un contract cu Consiliul Județean, eu distribui bani de la primărie, dar direcționați pe subiect cu condiții. Adică, uite, îți dau banii ăștia, dar refaci secția asta. Sau faci un alt corp pentru secția asta acolo. Nu l-ai făcut, ne pare rău, ne dai banii înapoi. Deci cam ceva de genul ăsta propune Mihai. Eu vă spun în calitate de cetățean, de tătic, care era fetița internată în spital acum câțiva ani. Și mă anunță soția, vino repede, trebuia să duc niște documente, adu repede hârtiile, trebuia, în fine, era într-o stare gravă fetița și era nevoie de niște documente mai vechi. Am urcat repede în mașină, ajung la spital, niciun loc de parcare pentru pacienți la secția pediatrie la spitalul de copii. Și atunci, dacă știți zona Ulpița acolo, am parcat chiar la limită, era semnul cu oprirea interzisă, deci lângă semn acolo unde mai era un loc, am parcat și eu repede, că am zis că durează 5 minute, am dus hârtile. După 5 minute când mă întorc, pe parbrizul mașinii, de la poliția locală, o invitație. Bună ziua, ați parcat ilegal, ați fost filmat, în intervalul, chiar intervalul ăla de 5 minute. Am și uitat să văd mașină, dispăruseră, și mai era om. Ok, om cinstit, m-am dus la poliția locală să vedem. Da. Și ne-am explicat, domnilor, eram cu documentele de la medic, uite, am mers, am avut fetița acolo. Păi nu ne interesează, domnul Țoță. Problema e a dumneavoastră. Păi, bune, dar n-am avut unde să parchez, era o urgență medicală, era în zona spitalului, acolo m-am dus. Domnule, vorbiți cu primarul.
Pentru că noi suntem poliția, noi aplicăm legea, pe noi nu ne interesează treaba asta. Și bineînțeles că am fost atunci penalizat cu 2 puncte de penalizare, nu cu amendă. Mi-a spus câteva prieteni situație, zice, stai liniștit, mi-am primit amendă pentru o chestie similară. Dar un lucru similar. Și atunci vă întreb așa o chestie simplă. Cât de greu să fie ca din locurile de parcare care sunt în fața spitalului să vii și să pui frumos cu vopsea și să scrii rezervat pacienților de urgență, părinților, copiilor internați în spital. Dacă mergem la hipermarketul Auchan, o să vedeți că la partea de mall-uri, pe dreapta, sunt locuri mama și copilul. Adică vine părintele cu copilul, nu are unde, este tot plin, faci 10 ture de parcare, te pui acolo, i-ai cumpărat, poate îi trebuie un lapte, poate îi trebuie o apă, poate trebuie să meargă la toaletă copilul. Deci lucruri de genul ăsta, eu zic că de asta trebuie oameni cu suflet, să gândească puțin cu sufletul, nu așa mecanic. Dom'le, nu ai făcut aia, gata, te-am ars. Bun, ok, eu chiar sunt pentru aplicarea legii. Eu sunt un tip care chiar zic că trebuie într-adevăr să înțelegem cu toții că trebuie aplicată legea, dar trebuie și să înțelegem când e o situație de forță majoră. Și de acord cu noastră. De asta vreau să... Bine, unii mai fac și exces de zel, alții... Bun, dar și omul în momentul în care face acel exces de zel, eu nu cred că nu are în familie și el un copil, un nepot, pe cineva și nu înțelege. Deci de asta zic, ar trebui cumva gândit. Mai sunt din ăștia. Da, nu știu. Deci argumentul pe care l-am primit ulterior de la conducerea primăriei a fost că spitalul este în subordinea Consiliului Județean. Să fie cu iertare, fac o mică completare. Și... Eu nici în ziua de azi nu văd rostul poliției locale. Da, mă rog, asta e altă poveste. În regulă. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, da. Dar am fost colegi de școală care au făcut Academia de Poliție, da? Ca să fie polițiști și cu greu și școală și învățătură și tot. Și până la urmă, lumea de rând face confuzie, nu mai știe. Deci polițistul local și polițistul, până la urmă, în ochii cetățeanului sunt cam la fel. Nu știu ce să spun. E bine să fie poliție cât mai multă, pentru că uitați-vă, România și Deva este un oraș sigur. Poți să-ți lași copilul să se joace, poți să te plimbi liniștit seara pe străzi. Eu zic că e bine că există poliție. Însă, nu știu, asta cred eu, e nevoie de mai mult suflet. De oameni cu suflet și oameni corecți, care să zică, domnule, haide, stai un pic, nu e moral totuși, da? Ce se întâmplă? Am înțeles. Cum vi se pare campania electorală la Deva până în acest moment? Mai avem câteva minute de emisiune. Nu știu, am impresia că cei care... și partidele și candidații are care substanță, sunt... are conținut. Mi se pare că nu are conținut. Are veridicitate. Vin foarte, foarte mulți, mai ales care au fost pe funcții și vin și promit că vor face. Întrebarea e de ce n-au făcut. Vin alții, acum într-o perioadă de criză, pentru că povesteam de problema asta cu coronavirus, de riscul acesta biologic în care toată țara este și lumea, va fi o perioadă dificilă și economie și eu cred că e nevoie de oameni care să ofere siguranță, stabilitate și corectitudine și atunci să venim cu tot felul de chestii din astea herupiste, venim eu o idee, vreau să o aplic, facem experimente, eu zic că e totuși un risc. Am avut viziuni. Da, cam așa mi se pare că merge. Și foarte multă, foarte multă bășcălie se face, din păcate. Am observat că sunt și persoane care, nu știu, candidează din punctul de vedere, hai să facem mișto, fac și o bășcălie, fac o chestie, o treabă. Și nu e. Deci că nu iau un serios, la asta mă refer, că fac bășcălie. Da, vin, propun tot felul de lucruri, de proiecte, de fac drag, dar nu au substanță. Și să știți că oamenii din cauza asta, cetățenii, e foarte greu să faci campanie electorală, pentru că cetățenii sunt de-a dreptul scârbiți și se feresc. Deci când te văd pe asta, sunteți cu campania, nu, ne ferim. Și ulterior, ce sunt Mihai Mica, am fost, bun, mai ascultă, da. Îi spun, domnule, ne pare rău, dar să știți că, nu știu, trebuie să faceți ceva, pentru că, uite, nu mai avem încredere în politicieni. Și așa simt campania electorală, în sensul ăsta. Și ce am observat, politicienii cu forță și care stau bine în sondaje, privesc lucrurile foarte arogant. Nu vin la dezbatere, că nu mă interesează. Eu oricum am procentul de câteva 10% sau câteva, nu știu, 15, 20, 13, aia nu mă interesează pe mine să vin să discut, nu știu, cu care candidat, care poate e un candidat independent și n-are șase. De ce să nu discuți? Poate acel candidat independent
Și la un moment dat am fost candidat independent, nu? Bun, de ce să nu îl lași să-și prezinte ce are de prezentat? Că poate la un moment dat acel candidat independent va avea forță și susținere populară și poate va schimba în bine o localitate. Numai că v-am spus, cam așa simt lucrurile. Deci nu vă place foarte tare ce se întâmplă? Mie nu-mi place aroganța și nu-mi place faptul că... Uite, vă spun, m-am uitat foarte mult la acea dezbatere de care spuneați dumneavoastră. Eu și m-am amuzat la... Nu pot să zic că m-am amuzat, mai degrabă m-am întristat, vă spun, pentru că, bine, nu vreau să critic părțile tehnice, pentru că amândoi avem experiență în televiziune, nu vrem să criticăm asta și, până la urmă, contează intenția. Ce au făcut oamenii, eu zic că e un lucru extraordinar și m-aș bucura dacă ar face toate televiziunile astea. Însă aroganța unor candidați de a nu veni la acea dezbatere, măcar să trimiți un reprezentant, domne, spui, domne, nu pot să vin eu, sunt plecat, am o campanie nu știu unde, dar uite, trimit pe cineva, trimit un susținător, cum a trimis pe mine Mihai astăzi, mi-a zis, uite, nu pot, Paul, să merg la emisiune, că am o întâlnire cu alegătorii, m-au chemat într-un cartier, trebuie să merg acolo la ora respectivă, te rog, du-te tu, uite, du-te la domnul Simion, spune-le telespectatorilor ce ai pe suflet, ce crezi că ar trebui făcut și cam, eu cam așa aș vedea lucrurile, adică nu, domnule, nu vin, nu mă interesează, sunteți prea slabi, eu, cu cine să mă duc, aia 10, 15, până la urmă, acei 10, 15 oameni cât sunt, reprezintă vreo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, nu putem să știm din populație. Bun, și dacă tot v-a rugat domnul Mihai Mica să veniți dumneavoastră la mine la emisiune, care este mesajul dumneavoastră pe final? Dragi deveni, cred că a venit momentul să nu mai fim dezamăgiți de răutatea oamenilor răi, ci să încercăm să nu mai fim indiferenți, pentru că mai periculoasă decât răutatea oamenilor răi este indiferența oamenilor buni. Sunt Paul Țoț, profesor și tătic, și vă invit să votați pentru Consiliul Local de Va Candidații Pro-România și pentru primar pe Mihai Mica, candidat Pro-România. Atât consilierii locali cât și primarul sunt pe prima poziție pe buletinul de vot. Ia. 27 septembrie. Da, așa a ajutat Dumnezeu și la extragere au ieșit atât candidat, că se trag la soți. Da. Au ieșit atât pentru Consiliul Local cât și primărie pe locul întâi pe buletinul de vot și cu voia cetățenilor eu sper să fie într-adevăr pe locul întâi. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă dorim succes. Și eu vă mulțumesc foarte mult și abia aștept să ne întâlnim cu vești mult mai bune decât am avut acum. Eu sper să se schimbe și atitudinea celorlalți competitori din campania electorală și să-și dorească dezbatere. Că până la urmă asta contează. Dezbatere vine fiecare om cu ideea și și-o prezintă în fața oamenilor. Bun. Stimați spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Paul Țoța, candidat Pro-România pentru Consiliul Local DEVA, a fost invitat în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!